Eu o să abordez această temă în două etape. Una în cadrul unei prezentări și a doua o să vă propun un studiu de caz care l-am a cărui idee mi-a venit în urmă cu o oră. Sper să mă încadrez, că la 6 ar trebui să terminăm și prezentarea mea durează o oră și jumătate. Am glumit. Mulțumesc organizatorului, mulțumesc Exprim. Sigur că este o temă de interes major pentru orice companie, indiferent de sectorul economic în care activează, managementul riscului. Și ca președinte un SICAR, aș dori să fac câteva precizări cu privire la rolul brokerului în procesul de management al riscurilor și aș începe cu observația că în ecuația client-broker-asigurător, brokerul acționează ca și consultant de risc pentru client, fie că venim vorbim despre clientul persoană fizică, fie că vorbim despre companii. Acțiunea presupune riscuri și costuri, evident, dar acestea sunt mult mai mici decât riscurile pe termen lung ale inacțiunii confortabile. Am uitat să vă spun că eu nu sunt specialist în risc din companie. În cazul clienților corporate, brokerul, la fel ca oricare alt analist de risc, realizează o analiză SWOT a activității clienților, pe baza căreia el poate determina ce se poate întâmpla, cum se poate întâmpla și de ce se poate întâmpla. În cazul clienților persoane fizice, procesul este oarecum simplificat, dar rezultatul trebuie să ofere o soluție la aceleași trei întrebări. Managementul riscului e un proces ciclic cu trei etape principale și distincte, respectiv identificarea riscului, evaluarea riscului și reacția la risc. Faza de evaluare a riscului ia în considerare riscurile identificate în primă fază și realizează o cuantificare aprofundată a acestora. Ultima etapă este din cadrul ciclului managementul riscului și este una de acțiune, în care se stabilește scopul ce se dorește atins prin reacția la risc, evitarea, reducerea, transferul sau reținerea riscurilor. În cazul companiilor, acest proces ciclic este unul complex, în care brokerul de asigurare poate avea chiar rolul de manager de risc. De cele mai multe ori poate avea acest rol. Ne lăsând la o parte managerul de risc, care, bineînțeles, este... Dar mulți nu au... În România, cel puțin, mulți nu au manager de risc. Pentru brokerul de asigurare, identificarea riscurilor constituie primul pas în constituirea profilului de risc al unui client sau potențial client, iar riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se realizează că există consecințe asupra atingerii obiectivelor clientului și pot fi luate măsuri specifice de soluționare a problemelor ridicate la respectivele riscuri. Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilității de materializare a riscurilor și a efectelor asupra obiectivelor clientului sau potențialului client în cazul în care acesta se materializează. Combinația dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al efectelor constituie expunerea la risc, în baza căreia se poate realiza profilul riscurilor. Brokerul de asigurare este persoana juridică abilitată să reprezinte clientul, fără niciun angajament preexistent privind selectarea societății de asigurare. El acționează pentru parcurgerea tuturor etapelor pregătite de identificare, evaluare și tratarea riscurilor prin asigurare, ceea ce înseamnă că urmărește emiterea poliței de asigurare și participă la gestionarea eventualelor daune în numele clientului său. Pentru asigurători, brokerul distribuie produse de asigurare, dar elementele acestora sunt determinate de politica de subscriere proprie a fiecărui asigurător în parte. În ecuația client-broker-asigurător, valorile ce caracterizează brokerul sunt onestitatea, loialitatea și profesionalismul. Această ultimă, dar nu cea din urmă valoare, se manifestă prin preocuparea constantă pentru identificarea soluțiilor adaptate nevoilor clienților, prin calitatea serviciilor oferite, pregătirea profesională continuă și buna cunoaștere a pieței de asigurare.